Bună ziua, bună ziua, oameni buni și dragi! Continuăm pe ziua de azi și vă salutăm de la Peștepe. Mergem să o felicităm și să o surprindem într-un mod plăcut pe doamna Lucica, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mai exact, doamna Lucica împlinește frumoasa vârstă de 59 de ani. Cineva drag care o iubește enorm de mult a dorit să-i facă duminica mai frumoasă și să-i ureze un călduros la mulți ani prin intermediul nostru. Rămâneți aproape de noi să vedem din partea cui vine această minunată surpriză. Să vedem cât de mult o putem surprinde pe doamna Lucica și să-i urăm împreună un călduros la mulți ani. Din buchetul vieții floarea i-a adunat, privește cu grijă și speră neîncetat. Floarea îi spunem la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Bună ziua, bună ziua! Treia mă numesc de la Surprize, Surprize, Tulcea. Și căutăm pe doamna Lucica. Dumneavoastră? Stimată doamnă, din câte am aflat noi, dumneavoastră, astăzi sărbătoriți. Ați mai întinerit cu un an. Da? Ați prins al 59-lea trandafir la buchetul vieții. La mulți ani, doamnă. Cu această ocazie, cineva drag care vă iubește și vă respectă enorm de mult, a dorit ca prin intermediul nostru să vă facă duminica mai frumoasă, ziua de naștere mai deosebită. Și-a dorit să vă transmit un călduros la mulți ani prin intermediul nostru. Vă noi dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Cred că Valentin. Credeți? Credeți? Aoleu. Avem pentru dumneavoastră. Cred că e Valentin. Avem pentru dumneavoastră. Avem pentru dumneavoastră o dedicație muzicală care o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine surpriza. Avem un mesaj scris cu dragoste și dor. Avem un tort pentru dumneavoastră. Dar mai întâi să ascultăm melodia, da? Și un mesaj avem pentru dumneavoastră, da? Mai întâi melodia. Yes.
în putere. Încet, încet le pierzi pe toate. Mereu ești sole cu durerea și-l divorț de sănătate. Deși n-aș vrea să știu ce crezi când te zăresc atât de tristă. Nu cred că mâine o să pierzi ce astăzi încă mai există. Tu ești o stea din darul mare ce nu-ți găsește locul ei. Și de atâta supărare ai revenit printre femei. Să îi dai, Doamne, să ne-i date câte cuvânta mea cărmin. Și de durem să ții de frate. Cu siguranță melodia v-a ajutat. Vă spuneam, avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. De mici ne-ai ocrotit și ne-ai protejat. Brațele tale protective ne-au alintat și pentru asta îți mulțumim din inimă. În timp, ne-ai arătat că familia e lucru cel mai important. Cu drag, copiii și nepoții îți urează un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, bucurii și împliniri. Mulțumesc! Dacă doriți să le spuneți ceva, puteți să le spuneți. Le mulțumesc tuturor copiilor mei că m-au felicitat în ziua de astăzi. Și le doresc tot binele din lume și nepoților și ceilalți din departe, din Italia și la toată lumea. Să facem în sănătatea dumneavoastră, a întregii dumneavoastră familii minunate și a tuturor celor prezenți aici, să facem și un la mulți ani. Doamna Lucica, oare cine se ascunde în inimioara? Ia! Oare? Ia să vedem! Stimată doamnă! Stimată doamnă! Noi sperăm că am reușit să vă facem ziua mai frumoasă, mai deosebită. Și noi vă urăm un călduros la mulți ani, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră și, în ultimul rând, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Toate cele bune și Doamne ajută!